Clubul copiilor din Curtea de Argeș, în colaborare cu Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu, au organizat cea de-a patra ediție a spectacolului artistic intitulat Festivalul Magnoliei. Au participat elevi cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani, ce provin de la mai multe școli din județul Argeș. Pe scenă au urcat ansambluri folclorice, soliști vocali și instrumentiști din județul Argeș, dintre care îi amintim pe cei de la Palatul Copiilor din Pitești, Costești, Câmpul Lung, Topoloveni și Curtea de Argeș. Evenimentul s-a desfășurat în sala de spectacole a Casei de Cultură din Curtea de Argeș, iar copiii participanți au primit diplome și felicitări de la organizatori.